Florin Bican Și v-am spus povestea așa Aventurile cailor năzdrăvani Rememorate de ei înșiși După o idee De Drăgan Ibrahimović Capitolul minus 3 A fost oriunde ca niciunde Mă plictisesc Anunță Doru de pe bancheta din spate a mașinii În față părinții se priviră scurt, dându-și simultan ochii peste cap cu o sincronizare impecabilă și, după toate aparențele, îndelung exersată. Mama își rulă pupilele înapoi și, întorcându-se spre băiat, începu să negocieze. De-abia am plecat. Facem o pauză când ajungem la prima benzinărie. Nu, gemu în sina lui tata, care știa că până la prima benzinărie nu mai e mult. Nu la benzinărie!" protestă și Doru. Miroase urât!" Dar tu unde ai vrea să oprim?" La căsuța de turtă dulce Îl iscodi mama, pregătită să-l atragă în jocul de-a popasurile imaginare, care le-ar fi asigurat, după calculele ei, încă o oră de mers lin. Erau propuse, pe rând, destinații din povești, iar dezbaterea avantajelor și dezavantajelor unui popas acolo îi alunga copilului plictisa la preț de cel puțin un ceas. Numai că, de această dată, Doru nu avea chef de popasuri imaginare. Aș vrea să oprim de adevăratelea într-un loc adevărat," își clarifică el poziția. De ce?" încercă tata să-l atragă în labirintul de ceurilor, pe care copilul, cum se va vedea, îl cunoștea destul de bine. De ce să oprim? Pentru că m-am plictisit, răspunse Doru răbdător, cu siguranța jucătorului care știe că are în mână cartea câștigătoare. De ce te-ai plictisit? încercă tata să-și joace și el cărțile cât mai abil, dar Doru îl încuie scurt pentru că nu oprim. Părinții își dădură din nou ochii peste cap cu aceeași perfectă sincronizare, chiar dacă de astă dată nu se mai întoarse răunul către celălalt. Îți spun eu cum facem. Preluă tata negocierile. Oprim după ce depășim autocarul din față. Autocarul argintiu, cu număr străin, pe care îl urmăreau de ceva vreme, păstrând distanța regulamentară, se deplasa cu viteză constantă, ca într-o problemă de matematică. Dar o viteză suficient de mare pentru a-i permite tatei să șofeze confortabil în urma lui, fără a simți că merge prea încet. Spre surprinderea tatălui său, Doru se învoi de îndată. Dar până nu-l depășești, nu mai oprești. Puse el singura condiție. Apoi își continuă conversația cu calul Ralf, singura jucărie pe care o lua cu el în călătorii. Conversațiile cu Ralf erau și ele un prilej ca părinții lui Doru să-și dea ochii peste cap. Doru îi vorbea lui Ralf într-o limbă inventată anume, din care părinții lui nu înțelegeau o iotă iar Ralph îi răspundea copilului în aceeași limbă, numai de el auzită, numai de el înțeleasă. Ralph era un banal căluț de plastic și nu știa să facă nimic, adică se putea desface în două ca o nucă. Cele două jumătăți identice se îmbucau pe dinăuntru cu ajutorul a două tije de plastic, una pe fiecare jumătate, al căror capăt liber intra cu un clic satisfăcător în lăcașul turnat anume în interiorul jumătății opuse. Fabricantul nu intenționase ca secretul acestui sistem de prindere să fie descoperit de cumpărător. Lui Doru nu-i luase însă mult timp să separe cele două jumătăți și nici să le pună la loc. După cumplitul moment de panică, în care crezuse că jucăria îi se stricase iremediabil. Descoperirea îl convinsese că are de-a face cu un căluț fermecat. De fapt, îi întărise această convingere, pentru că, din capul locului, fusese convins că doar un căluț fermecat l-ar fi putut privi ca alf, prin geamul unei vitrine atras de această privire, își târâse tatăl în magazin să îl cumpere. Derutat de insistențele fără precedent ale fiului său, tata îl cumpărase. Picioarele delicate ale lui Ralph, încremenite într-un veșnic galop fără destinație, nu beneficiau de articulații mobile. Coama și coada nu-i unduiau, fiind turnate din același rigid material ca și restul corpului, iar gâtul și capul îi erau imobile și ele. Imobili îi erau și ochii, e drept nu lipsiți de o înțelepciune aproape nepământească, surprinzătoare pe chipul unui animal de plastic, și neliniștitoare pentru oricine se întâmpla să-l privească în ochi. Oricine, în afară de Doru, bineînțeles. Din ochii aceia a aflat el că pe căluț îl cheamă Ralf și cu ochii aceia i-a citit și căluțul numele, numele lui adevărat, nu diminutivul cu care l-alintau părinții. Căluțul știa că pe băiat îl cheamă Aleodor și așa îl și striga și povestea câte și mai câte și îl sfătuia la fiecare pas și nu odată sfaturile lui îl scoseseră pe băiat din încurcătură ca acum, de pildă, când îl îndemnase să accepte, fără proteste, propunerea tatei de a merge în spatele autocarului argintiu.